Salut, pe tine, bine v-am regăsit la un nou episod din Life is Strange True Colors. Aseară mi-a cursat și muntorul. De ce trebuie? I'm not big on speeches. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. Like, I'm a typical my band to play the lantern all the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Mom, hell of a cup. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people, but I only remember him. And then he said, I know, that's why the K is silent. Then the fifth time. He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger, but he left it as family. Mamă, ce frumos a fost replica asta, adevărat. Asta chem mai ales cumva ca mult acum. That's that then. What happened to Gabe was a senseless tragic accident. And I just wish it that... It wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now... Now Gabe's dead. That was my shift. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister, Alex heard the whole thing. Well, I didn't hear Gabe make the call. But he told us he got through. Well, if Gabe said something, then I'm inclined to believe him, Mac. What are you saying? I'm not saying anything. Just, I didn't get a call. Draw your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How about... we review the sequence of events, Well, son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying, pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss.
and maybe the call got dropped. Or shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. You watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, and... Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... Stop it! Stop it now! Bă, dar chiar a murit asta, Gabe? Adică, pe bune, când... This is not the time. Dacă are și ăsta puteri, adevărat. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure, I'm sorry. It's not... I'm just... I'm not the one who killed him. Aren't you, though? Adevărat. What the fuck did you just say? Ryan, back off. Oh, hell. I'm just saying. I thought I heard that you were the one. You shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right. Fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Oh, wow. Păi normal că-i scusat, dar ești nebun. Dar, gen, stai și mă întreba, că gen tipul ăla chiar moștii din cauza băiatului ăla. Deci dacă cumva noi spuneam lui Gabe că copilul ăla se duce, am uitat, nu știu cum îl cheamă, Ethan, parcă da, Ethan. Dacă Ethan, dacă spuneam, băi, vezi că Ethan se duce în pădure. Oare se schimba ceva sau era același outcome? Și în primul rând, eu n-am văzut un cadavru, deci asta nu pot să bag mâna fugă, chiar e mortă la... Putea să cadă ceva gen mai jos, putea să-i prinde sau poate că... Alex? S-a mai întâmplat, what, s-a mai întâmplat ca cineva să cadă de pe munte și să fie viu. Și Oliver Queen a fost înjunghiat și a trăit. Fuck those guys. De așa fac, da. Yeah. Are you okay? Not really. Alex, așa mă chem, așa mă vedeți că... But I will be. It's not your job to keep it together. Thanks. Dar nu știu, frate, nu știu să zic. You, it's messy, but do you want to come in? Mă întreabă dacă sure. Vreau, dacă pot să vin înăuntru și spune da, sigur. Mă rog, sigur, mă rog, vă ați prins voi. Sau ciurile, bă. Ciorgârla. Bă, știi că e o localitate numită Ciorgârla. Sunt curs mie acolo. Acolo m-aș duce. Și aș lui toată viața. You play guitar? Ea a fost un cadou. Sort of. It was a gift. From Gabe. Cool. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious. Cum a fi mă, să te duci așa la o mormântare și să începi să râzi de mult. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. Să zici că, bă, eu să-mi viu și tu ești mort. But by the end of it... Mă, cât de... Mă, cât de penal. Mă, cu aia nu, mă. Wish I could have seen it. O fată din pădure s-a scărpinat la pădurice. We took this a year ago.
We... Ce? Que pasa, amiga? Fost bo... I can't... What? What? He actually kept it. A, o băutură ceva. Așa par de aici. What a dick. Dar cum ce simte acum? Nu știu că când e cu roșu... I just need a minute. E, nervo- yeah. E nervos. No problem. Sau nervosă. Chiușu. Ce scumpie, mă, ce scumpie. Mă, n-ai mă, cum, bă, bă, când vezi așa de ăsta de plus, o, cât de bărbat ai fi tu când vezi o jucăie de aia de plus. Ai, cum să nu te... Bă, ți-e moaie sufletul, adevărat. Ia. Yeah, să se că acum am descoperit America, frate. Am descoperit și Antarctica. În același timp. Deci da, să ține apăsat click stânga cu aia pe mouse, ești nebun. Și ea după aia vede, mamă, ce tare, ești nebun. Now I can find out what's really going on with Steph. Ah, deci acum, gen, acum vedem cam, gen, cu mintea ei, vedem partii mintea ei și acum, dar știi ce e fie asta oare să fie... Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. I move to Denver next week. You what? Da, deci trebuie neapărat să vedem de ce supărat asta chiar așa de misterie. Dude, give it up. I already booked a bus ticket. Wait, wait. Hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost 50 bucks. Moare pietre ce, ce a avut ăla. Bă, ăștia s-ar mi-a curățat monitorul, frate, că era de un jeg inimaginabil. Bine, nu, nu e nici chiar ultra mega hiper jegos, dar cum ne-o se cheamă? Bă, treia, știi? Și mama, deci când mi-am aprins PC-ul și am văzut cât de curat e, și se vedea culorile parcă mai HD, frate, și nebun, m-am zis, bă, cine, bă? Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst! Can't believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Levy's gone. Yeah. He's the whole reason I'm still... I'm sorry, Alex. Don't mind me. No, I think it's something like music. I could put on a record. If you like. Nah, not really in the mood. Ah, mă, cineva, poate vrei acum să... something else? Să dau acum cu stăiți, vezi că acum cu de toți pereții. Ding, ha, bă, băutura, frate, crede-mă că nici în filme nu, cu aia nu refuză ea. Can I get you a drink or anything? Ia, sigur că vreau. No, thanks. Bă, nu... I appreciate the offer, though. Sure. That wasn't right. Vrea video game, frate. Sigur, sigur e video game. Sută bamă n-am făcut aia. Wanna get a few matches of Dino Racer in? Could be a nice distraction. Dacă nici asta nu vrea, frate, eu zic să părăs... Bă, dă timp la mea. I just need a minute. That didn't help. Bă, e incredibilă, bă, frate, muierea asta ești nebun, bă, bă, băutură, băutură zen, băutură, jocuri Nexam, muzică zero, frate, păi, tu te dracu, stai și fii trist, ești nebun pe balcon. Mă enervez, mă apuc acum, mă apucă draci acum, așa, mă acum mă încălzesc. Dacă nici asta nu vrea, pă... Ia, ia, ia. Ia, zi tu, mă răspund negativ. Zi, zi, ia, cât pe limbă te... Did Gabe tell you we played? Hă? Yeah. And he said he kicked your butt. Asshole. I don't really think it's a great time. Aw, oh, come on.
Come on. Știu că vrei să joci. Hai. Vezi, mă, asta e, mă. Deci asta era, frate, ești nebun. Dar cum să refuz, mă, o băutură cu aia adevărat? First to 5 points? If you say so. Hai, mă. Dacă mi-e face cineva o fată, bă, așa da ea. A, mamă, n-am mai jucat la drăcia asta de mult, ești nebun. So, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. You must be pretty good then. Păi și pot să mișc asta, de exemplu, sau nu pot? Gol? Hai, dă-te! You were in a band, right? Nu! Yeah. Bă, cum pula mea a făcut? What'd you play? A, drums. S, D. How long did you play with them? Cum dracu dă? Gotcha. Gotcha, bitch! Ha! Gotcha, bitch! Mâncane eu. Uf, uite ce dă muierea, mă. Uite ce dă muierea. Bă, eu am 5 ani de experiență la fotbal, ești nebună. Vezi, mă, cât am făcut, mă, mâncane ei pătrunjelul, frate. Pe m-am jucat cu băieții în spatele blocului când aveai tu 5 ani. Nu s-a întâmplat mică, băieți. O mică eroare în corpul, în cortexul meu. Ce vroia, ce faci, mă? Vezi, mă, ala-i tata, sunt expert la fotbal, ești nebun, deci cu aia mi se spunea când era mic tătărușanul, ești nebun. Bă, sunt expert, ești nebun. A, uite, mă, cu aia ești nebun și cu ăștia, bă, ce tare sunt, bă, vedeți, mă, ha, ha, ha. 5 points, that's game. Yep. I'm gay. Big shocker. Oh, hey, at least you played your best. I mean, that obviously wasn't my best. No, I get it. I mean, this is a tough game. Require skill, timing, și-o fată frumoasă. And the will to be a champion. Oh, is that how it is? Yeah, could the color of me. Okay, okay. Joking aside, playing this stupid game with you is exactly what I need right now. You're on. Iar să mă joc cu asta, pe ce dracu mă joc, mă, joc FIFA 2022. I'm actually trying this time, so you better focus. I am focusing. Ah, good. Shit. Wouldn't want you to get distracted or anything. Certainly not. Oh, god damn it. I'm a soccer now, huh? Ah, shit, shit. Bă, de-i hai joc, adevărat. Greatest Northwest band of all time, go. Are you trying to distract me? Well, of course not. Oh, god damn it. Slater Kinney, if you were wondering. Oh, 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 oh. Hai, ți-ai drept. Oh, damn, boy. Ah, shit. Mamă. Nu. Mă, dar ce... Tu știi ce-a păpta. Hai, mă, că stai puțin, că revine. Am avut și eu mă, și mai prost. Iertați-mă pe mine. O mergi mai prost la tăticu. Uite, mă, ce dă, mă, mamă, coaie. Dragul și încasează, coaie, ești nebun. Bravo, mă, hai că sunt bun la fotbal, ești nebun. Acum o să fac acum o Gigi pe care e acum un contract. 1 milion de euro, pe 5 ani. Și gata, ți-a scos, ești nebun. Hai că face de pe care dacă e cu mine, ești nebun. Uite ăla în faliment dacă vede fața. Auzi să fac agică. Dar ce gagică, mă, să-ți faci când te poți juca pe calatul liniștit și să câștigi fotbal, bă! I was actually trying that time. Okay, wait. Let's get serious. One more game. Nu, winner nu. Takes title of ultimate foosball champion. Nu vreau, nu, nu. I don't know. Come on. You know, Gabe would be all about us playing like this. Nu, mersi, am jucat de 2 meci, eu te-am bătut. Ah, dacă trebuie să batem și de a treia oară, normal, hai să o facem. For all the marbles. So many marbles. Și acum vezi cum mă bate asta, cum pare. Definitely the kind of game you want to focus on, no matter what happens. Totally. Pizda, mătii. Aolo, fătute în gură. Băi, eram sigur că ești nebun. Că mă bate acum, la ultima rundă, hey, ești nebun. So are you into girls or what? Nu știu, că coaie mă doare în pună. Yeah. Vreau decât să te bat măr. Right? Especially girls that play foosball and host radio stations and wear beanies like it's a religion. Nu, nu vreau să pierd acum, adevărat. Sounds like a winning combo. Mâine vreau să pierd la jocul de genul ăsta.
Hai, mă. Hai, mă, mamă, ce se ține asta cu aici, nebun. Who's what? What? Nu știu. Coaie, tu crezi că poți să mă conține? How old are you exactly? Gata, frate. Old enough to know better. Nu. Nu! Stai, dracu, da. Aolo, ce dă asta cu aia, parcă dă cu sete, ești nebun acum, a apucat-o pofta de fotbal. Înainte plângea ca jegoasa, că păscau pe canapea și acum mă bate pe mine la fotbal. Ba mă, dar unul mă, dacă îi mai dau și după aia gata, ești nebun, unul singur cu aia, ești nebun. Ala-i tata. Hai mă. Hai mă, unul singur, gata și... Un singur, să nu pierd 3-3, mamă, te-ai egal... Tu-te în gură să te fui de trupă. Băi, chiar mă simt bine cu aia, chiar e caterică adevărat jocul. Dar nu vreau să pierd, asta zic, asta vreau să câștig. Oh, bun! Bun. Dar ce mai e 4-4 pe ce aia? Dar a dat, e 3. Are tipa 3. Fii corect, Mișule. Păi ce face Mișule? Ne bate în joc, Mișule. Ok. Mamă, D, F. Bun. Foosball champion! Foosball champion! Goddamn, shit family! Oh, good game. Hai, mă. Hai, mă, cheamă mama mi să zice, asta adevărat. I'm really glad you talked me into it. It was a lot of fun. Of course. Lasă și că băutura aia ție până la urmă, de ce era fost supărată? So, what are you gonna do now? What do you mean? That shit with Mac, he's clearly lying, right? Da. I'm not sure what Max deal is. His story doesn't add up. Yeah. I do know that I need to find out exactly what happened that night. For myself and for Gabe. Ah, deci el, tipul ăla Mac, I've got your back. Care se l-a bătut pe Gabe din cauza unei tipe. That means a lot. A fost la, nu știu, la cineva, cum se numește, la, se prinesc la pelu, știi, cea de gen de serviciu, nu știu exact cineva e, la, nu știu, dar ideea e că era acolo, frate, și probabil că gen, ori a sunat și n-a vrut Mac să răspundă, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nici nu prea are cum să afle, știi, că motamo, e cuvântul ei împotriva cuvântului lui, știi, nu prea are cum să... Da, să afle, exact. Da, până mea cu aia, mamă, mă, deci am tricou ăsta, frate, de 3 săptămâni, nici nebun pe mine. Nu poate să fac așa un dușe, frate, să mă spun, să schimb și eu tricou ăsta. După aia mă vedeți cu alt tricou. I know Gabe made that call. But did Mac really let the blast go off just to get back at him? Bă, deși nu cred cu aia, dar... Bine, și care e faza cu aia? Până la mamă... Urmă, e că într-un fel cu aia, așa probabil că aș fi procedat și eu bănuiesc. Adică, gen, nu i-aș fi răspuns, dar, nu știu, știi, e în funcție de starea mea, știi, pentru că toată ești prea furios pe anumită chestie și automat în momentul când ești prea furios, gen, se întunecă mintea, știi, și nu mai gândești rațional, nu neapărat că ești din răutate, dar, na, se întâmplă, știi, na, și eu poate, de exemplu, zic anumite chestii la nervi, știi, pe care le regrez mai târziu, dar nu mă faci un om rău treaba asta, asta vreau să vă zic, știi. Că oricât de, nu știu, cât de bun ai fi tu, tot ai mei face o prostie, știi? Asta e viața cu aia, te piși pe aia. Te piși pe aia. Oh, hey kid, you don't have to do that. Too late. Dar ce mă s-a lăsat ăștia la bătaie? Deja? Fără noi? Wanted to apologize. For all of us. We're all grieving, but that's no excuse. It was your brother's wake. And you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. I appreciate it. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No.
There's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. It wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. No, dar cine mi-a murit? Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. Eleanor. That's the place to start. Thanks. I feel like I should warn you, though. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just don't pin all your hopes on Mac Loudon. Ok, bun. S-am început acum NFZ prostit. What else am I supposed to do? I wish I had an answer for you. But if you get a chance before you go all Dirty Harry, swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. I've been meaning to give you this for the last few days, but I didn't want to disturb you up there. It'll get you through that door and the one upstairs. Okay. Ah, probably că gen cheia aia, da, o loc unde nu puteam să intrăm mai devreme. Știi că e camera lui Gabe, pe părinte. For as long as you'd like. What about rent? I don't want to be a freeloader. Don't worry about that for right now. We'll work out a way for you to earn your keep when the time comes. Thank you. Give him hell. Opa. Iertați scaunul scârțitor. Vă placă mult să te pe webcam. I have no idea what to even say to him. Yeah, Ryan, I don't know what... Nu știu ce să spun. Hey, asta a fost oribil, nu trebuie să vezi treaba asta. Știu că treci prin multe, dar putem vorbi. Știu că întreb prea mult, dar chiar am nevoie să vorbesc cu tine. Deci asta se pare că... Nici nu mai știu dacă a dat telefon, asta că nu mi-amintesc. Dacă a dat telefon, Ryan... la Mac sau cum, nici mai te sesează, te simbăz numele ăstora neapărat că e greu și după aia m-am luat iar la bătaie după aia, bun, vedem ce spune, visit the dispensary, acum mergem la dispensar, deci hai să ieșim totuși din asta că sunt totuși și eu un claustrofob care se respectă și am văzut că vă place webcam-ul meu să fie rotund. Vă și înțeleg, pentru că, na, având în vedere că am o cameră mai de căcat, poate că nu vezi neapărat să vedeți chiar tot, așa, dacă vedeți un pic din mine și așa, eu zic că e mai ok așa, pentru că, na, poate, de exemplu, nu vă place cum arată camera sau momentan încă nu e aranjat cum trebuie sau așa, și de-aia mai bine am să pun așa, webcam-ul într-un așa efect frumos. Auzi, știu că puteți să schimbi și hainele, dar nu-mi dau seama cum, dracu. Ah, și mai știu eu pe cineva, frate, pe Swissy, okay. Frate, Jed said I'm care comenta Mac tot timpul la clipurile mele cu Beyond Two Souls. Nu știu, sunt că ce părere ar fi avut despre jocul ăsta adevărat. Da, puteți să schimbi asta, hainele, ești nebun. Dispensari, dar unde, ia, Rico, și gen dispensarii, gen presupun că scrie pe undeva, nu dispensarii. Dar poți să schimbi camera asta un pic, că știi că parcă... E că gen să schimbi camera, să... It's bullshit. Da, o să mai... We have a right to know what's happening to our jobs. Opa, e... You guys don't think anything's really gonna change, yeah. Right? Poți să la... Poți să la... I keep typing 8 years of my life. And they can't give me back one simple answer about my job. Mamă, asta are nervi. Doesn't give a shit about anyone. Mamă, horrible. Ah, ok, nu-i cumva să dispensarii. Jed said Charlotte wants to talk to me. Ah, pe Charlotte te lucrează la dispensarii. Ah, da, aici, mă. Oh. Mamă, ce grafiti mișto cu aia, adevărat. Mamă, ce tare. Pottery class Wednesday night. Wanna join? Bun, bun.
class. Nu știu cu aia despre ce, cum o să evolueze. Pe asta și vreau, de asta și fac, frate. Sorry. Că sunt curios, adică genii nu ca nu pot să-mi dă seama că cum are putea să evolueze. Ceva că e când la sol se va întâmpla. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Mă, asta Diana, asta cred că a fost cu noi acea la restaurant, cu tipul ăla mai cu barbă. Nu știu, asta că vreau să văd, pentru că nu știu jocul, știi, și asta pe mine mă face să-l joc mai mult și să-l joc foarte mai mult, pentru că habar nu am. Nici nu prea mi-am dat seama ce, nici din tit, nici din joc, pentru că n-am citit descrierea, e prima dată când văd jocul, na. Și într-o felie mai bine, pentru că altfel pot să... Mama, asta sunt, asta pipă, mișto. Altfel poți să, gen, să interacționezi, știi? Când deja știi tot jocul. Charlotte? Alex. Nu prea ok. Hey. Jed said you wanted to see me. I just wanted to see how you were doing. Mama, și asta, bă, mamă, narghilele astea cu aia, știu că am văzut că există de la gen, nu știu cum se numesc, care tăgea ăla din Sanandreas, ofițerul la corupt, știi, din chestia aia vezi așa, așa și gine, oh, și era așa, gine, oh, ce bine, ce-a dat ăsta, cum se numește drogul la gine, e bine pentru tine, e ok să fumezi treaba sau e nașpa, dar cred că e drog cu aia, nu știu ce fumă. I'm ok, keeping my chin up, sometimes that's all you can do. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. Asta era mama copilului ăla care a plecat atunci. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. Mă, e, zis mă, e copii și l-a afectat treaba asta, știi, pentru că el a, practic, din cauza, știi, acum se gândește că din cauza lui, practic, el a murit, știi, na. Stay strong. You'll get through the hard parts. Both of you. Easier said than done, huh? Yeah. No shit. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe. What is this? Hopa. An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges. In exchange for a payment. Ah. A big one. Deci, practic, te pune și spune, bă, face corupție, e corupt. Și știi, bă, spune, bă, nu plăti. Sau, bă, nu face, nu depune acuzații. Și îți dau bani mulți, cum a venit, știi? Chiar că e shady. Shady înseamnă dubios. Sau cât de mare, how big, cât de mult, cât de mare suma. That's so shady. Why would they be offering you money if they didn't do anything wrong? No, adevărat, adevărat. They say it's an offer of good faith. No, așa numesc ei. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... Mai trebuie să facă dreptate cu ei, că din cauza lor. What would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Mamă, să ia bani. Oh my god. Damn, boy. Mamă, cu ei. Turn the offer down. Turn the offer. Băi, sincer să fiu, frate, să iei bani și care fază parte la corupție ăștia, că nu știu cine e Typhon ăsta, dar apărea un tip destul de dubios. Și de asta că dacă tu, de exemplu, iei bani de la un corupt, corupția va continua.
Iar la rândul corupției, mă rog, dacă corupția va continua, alți oameni vor suferi din cauza acestui lucru. Așa că, prin urmare, ce aș face eu? Aș lupta împotriva corupției. N-aș permite să mă cumpere nimeni. I don't think you should sign it. I'm sorry. I know it's hard, but you can't let Typhon buy you off. Gabe made that call, and I'm gonna prove it. I need some time. Thanks for being honest. Cu plăcere. Și azi e posibil să mă uit și la serialul Vlad. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, they're definitely hiding. Asta am zis. Și dacă n-avea ce să ascundă, de ce mi-a oferit bani? Mi-a zis că e logic că o ascund ceva. Oricum, nu pot să fac. Ia zice, mamă, ce narghilele, coaie să-mi bapă. I wonder what it's like to have I do my drugs out of a glass sculpture type of money. Type of money. Mama, aș fuma acum o narghile de-aia așa, știi, mamă. La gai, eu fumez la ora 8, seara mi-a prins așa o țigară și mă amețește, pentru că eu fumez practic de la dinamă, fumă de la ora 10, ești nebun. Și așa, gen, ca să-mi ajungă tutunul, frate, și nici nu vreau să fumez prea mult. Și în momentul când, gen, fumez, eu știu, după un anumit, o oră, după, eu știu, 6-7 ore, altfel intră țigarea în tine, și dacă ai fumat, de exemplu, prea des ea. Still need to check the flower shop for Mac. A flower shop. Și unde n-ai bai flower shop? Hai că parcă am trecut de ea, cred. Da, mamă, să-mi beată, m-am futut în gara de nord. Cu 5 tipi, în Ascambradul. Da, Fatima, am făcut dragoste cu niște băiți în gardenul, care problema? Se practică cu aia, ești nebun. Faci sex în gardenul, e mișto cu aia, ești nebun. Auzi sunete ambientale de oameni. E frumos. Glumeam cu aia, ești nebun. Cine dracu, nici? Așa. Record Store cu aia, dar și Record Store ăsta unde e Record Store? Trebuie să fie ceva cu un disc, ceva de genul ăsta, știi, să pot să-mi dau seama mai ușor ca așa. Oare aici să fie? Na, aici e o librărie, dar unde n-ai bai, mă? Brico Store-ul ăla, sau cum dră... gata, bă, l-am găsit, bă, și era și cu galben și cu portocaliu și prostul de mine n-a văzut. Hai să intrăm, bă. Așa, asta zic eu. În gara de nord am făcut căcatul praf. Ce te uiți, mă, la mine? Îți place nebun de... Steph asked me to swing by. Glumeam. She's gotta be around here somewhere. Uite-te în ochii mei și îi spune că mă iubește. Și ghicine a revenit printre noi. Haterul cel bun. Și a spus el că intra 12-a și nu știu ce. Bă, frate, te înțelegi, știu cum e. Eu, de exemplu, când eram intrat 12-a, frate, să nu faci ca mine, dar zic acum. Deci în fiecare vineri eu îmi luam liber, ești de bun. Deja când intră profesorii la mine în clasă, nici nu mai făceau prezența, nici măcar nu mai strigau numele, că știau deja că s-a acasă. Eu făceam clipuri pentru voi, fucking plebs. Și voi așa mă răspătiți în pula mea. Făceam content pentru voi să fie pe YouTube acolo, să fac, că făceam, dacă ești nebun, făceam clipuri odată la 3 ani, ești nebun. Știu eu cum făceam clipuri. No, acum bate soarele, e ora 4. Aproape 4. Nu, e 4 cu aici, nu e... Have you talked to Ethan at all? He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Like costumes, foam swords, that kind of thing? Yeah, but designed just for him and Thaynor.
Mă, ce-mi place foarte la comunitatea asta, că, băi, știi, erau unis, frate, știi, adică toată lumea știa cu, se știa cu toată lumea, dar erau unis, frate, știi, adică nu erau un scârbaș. De exemplu, la noi, frate, în România, românul e român, și l-a fi durt în pulă, ești nebun, lasa, mă, uita, stai, am apres o lumânare, Dumnezeu să-l odihnească și trece mai departe când ni se rupe pula. Cam așa la noi. He'll love that. Yeah, I'm glad you think so. I need your help. Pe mine așa, brădere. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Oh. Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? Cred că asta din stânga e mai badass. Păi și pot să selectez acum? Undead. Păi și cum e? Stokravius. Ăsta, Stormrider. Stormrider looks like a worthy opponent. He gets my vote. Da, pare mai șmecher decât celălalt. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Okidoki. Mă, uite, vezi cum erau oamenii de aici, frate. Hu-hu, glugaru. Hei, gluguță. Ce mai mă, băiatule? Ce-a zis? Să că n-am înțeles. Find a Phil... Stefan, what? Phil what, exact. The spring festival is just around the corner. La birou. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. Yeah, she wants me to play a bard. Okay. Guess I'm in. Let's start with my name. Asta era, mă, ești nebun. Asta era. How about a throwback to Ethan's old buddy? Ability time. Distortion field sounds fun, but healing serenade could really come in handy. Da, asta e healing serenade. Healing serenade it is. How did I meet Thaynor? It was a dark and stormy night. N-am auzit că are 6 ore jocul ăsta, adevărat. This LARP thing just might work. Da, asta l-am văzut. How could Chrissy leave me? After everything we've been through together. It's hard to beat breakup music. But maybe I can find something around here to cheer him up. Ah, uite, vezi? Ia, drum, să vedem ce... Maybe I'll get to hear her play sometime. Deci putem să-i oferim și o melodie, frate, ea. Da, hai că și pare genul ăla de un care îi plac omicul, ești nebun. Mamă, ce m-a ciupit în țară de mână, ești nebun. Nu știu ce neba să-i dau, adevărat. Sau după ce... Mamă, ce m-a mâncă cu aia. Da, nu știu, n-am găsit nimic acolo care să-l învesesc pe tipul ăsta. Că e poster. E poate o melodie, ceva dacă îi pune. Mă rog, nu, că vreau decât așa să văd dacă chiar se poate, dar... Stai, nu știu ce, asta e, pam, pare rău, prietene. Am făcut tot ce am putut, div. Pași, la revedere. Am crezut că trebuie să facem noi ceva, dar pare nu. Iertați-mă pe mine, să-mi fie cu iertare. Să-mi fie cu stimă și iertare. Mamă, și eu am crezut, știi, când am asist asta e hater-ul ce bun, am crezut că gen, știi, când atunci am lipsit totuși cam mult. Știi, că cam aproape, puzeți-mă, o lună în care n-a, se putea duce altcineva care îi oferea content, știi? Adică, puzeți-mă, că nu era obligat să mă vadă doar pe mine. E vezi de Flower Shop. Și Flower Shop-ul cum arată?
Hai, trebuie să fie cu ceva, cu flori, bănuiesc, nu? Logic, în pula mea că e cu flori, că nu o să fie cu margarină și cu pâine. Pe aici se pare că nu e. Pe aici, dar unde n-ai ba... Deci aia e farmacia. Cred că mai e în față. Bă, știu că pot să schimb și hainele în jocul ăsta. Sincer, nu m-am prea jucat. Adică gen așa off-camera, ca să-mi pot să dau seama. Dar totuși, ok, deci par pe... A, uite, Flaus, gata, am găsit. Bă, ce spirit de observație am ieșit nebun. Să numărul nu pe observat. Păi nu, că asta o să temi să iasă, nu, că... Mi-am vrut, nu, că asta chiar vreau să o termin. Adevărat, asta și cu seria de GTA. Deci asta chiar mi-am propus să le termin. Cu asta se scrie după fata, o să-l mai las mai moale până o să termin și eu toate astea. Adică gen... Jocul ăsta și după aia trece la Assassin's Creed, frate, să-l termin și pe ăla. Eleanor? Oh! Ușor. Sorry. No need to apologize. How are you, dear? Oh. Yes, I. Mai văd că-ți poți mai apăci. Still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I? What the hell? What the hell is this? She looks terrified. Păi și stai puțin că nu înțeleg cu ce aș putea să o ajut. A, uite, ba da, gata, uite, pot. What? Mamă, stai că se e, să închei. Dar ce o speri, dar de ce te... Okay. Time to figure out why she's afraid. Bun, acum cred că suntem în mintea ei, practic în mintea ei oarecum. The doctor said I had more time, but everything is becoming so out of order. Mamă, deci asta... Ia... Casa de marcat. All my memories are fading. I feel broken. Na... Dar ce-a putea să te fizi atât de aia, că s-o sperie atât de mult? Bănuiesc că poate că frica de moarte, bănuiesc. Dar e pară mea, n-ai ce să faci. Aaa, deci asta are o boală, frate, și dacă cumva lumea află de boala ei, s-ar putea să închidă magazinul, frate, de asta era frica ei. Dar ceva i-a dat trigger, știi? Păi asta am văzut-o cu aici, ce trebuie să mai... Mai trebuie să mai văd ceva? How does she hide all of this? Dar se întreabă cum ascunde, frate. Dar ce să mai văd, că nu înțeleg. Mamă, mă jur, deci am făcut toată treaba asta, că... E clar că... Gen... o sperie care o anumită boală, că floarea e o chestie. Casa de marcat am văzut-o. Ce creepy e să-mi bag pula de. Ok. What would Eleanor have done first? Oh, alo, ma. Ce, oare ce? Acum trebuie să ghicim noi. Cred că a băgat florile la frigider. Did you trim these flowers today? I don't remember. Minunat. Minunat, perfect.
Acum trebuie să ghicim noi în ce ordine le-a făcut ea. Bravo, frate. Descurcă-l ea, vedem. A, poate că Jin a deschis semnul ăsta, Jin când a intrat. You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in. And then I open my mail. Ok, deci vine. Something must have distracted me. A venit, better. Ok. We can do this. A dat ăla, după aia a verificat mail, dar a fost distract de ceva, nu, dar oare ce anume să... Să fi fost oare pe aici? Băi, mă credeți că habar n-am? Dar mail-urile, unde erau mail-urile? Nu erau cumva aici? Mamă, să-mi bag pula cu aia. In here, right? That could tell us who bought them. Should. Order might have been for these lilies. Right. Something must have distracted. Trim these flowers to. Don't. Have distracted you? Could a phone call have distracted you? Mă gândesc, nu știu, o fi și asta. Yes. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. Ne, perfect. Mamă, cu ea târd. Poate ea era? Could it have been Riley who called? I think that's right. She called to tell me about a new order. Goodness. What was the order for? Na, că are legătură cu imagine. Asta ala din frigider, frate. Că ala, cred că erau, na, astea. Rush order. This must be what Riley came in for. Ah, asta mă. I think that order might have been for these lilies. Of course. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. În mod normal ar trebui să fie undeva, dar nu cred că aici. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. Should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. Looks like the lilies are for Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. Ah, pentru Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Jed must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God. She doesn't remember. Hai să o lăsăm. You know Jed. Probably doesn't know the difference between a lily and a tulip. Don't sell him short. Dacă ce se poate întâmpla dacă îi spunem acum adevărul, adevărat. Thanks again for your help. Don't be a stranger. I won't. Promise. She was... Bun, acum că ai terminat și cu asta, sunt curios adevărat ce se mai întâmplă. Iar load din screen.
Mamă, facem așa un capitol pe episod, băi, nu știu ce să zic. Nu știu, e că e cam mai că bine, așa, pro o idee bună, fratele, dar... Totuși e cam prea mult. Eleanor said Mac is nearby. I don't see him here. Maybe at the bridge? A, și a zis că poate că e la pod. Ba, poate omul îi place să vadă, dar... E, vedeți, mă, ce s-a să fii deștept cu aia să te gândești. Băi, știam înainte să-mi spună jocul. Mac. Alex. Look, it's not a good time. You owe me an explanation about what happened to Gabe. I'm really sorry he died. And I appreciate that you... You didn't out me to Riley the other night, but I can't talk to you. I get it. He died on your shift, and you're freaked. But you have to come clean. Please. There's nothing I can tell you. Mac, come on. He was my big brother. I can't. Something definitely has him scared. Maybe if I could tap into his fear, I could get to the truth. Da. Asta mă întrebai, că de ce neva e frică lui așa, adică gen, nu știu. Era totul... I just need to find something I could use to push him over the edge. Time to get the truth. Time to get the truth. We're done here. Time to get the truth. Ok, și cum neva aș putea să fac treaba asta? Riley. Ah, Riley e... Fii atent, deci Riley e fiica bătrânei alea care gen uită totul așa. Deci când zici Riley, te gândești la bătrână, frate. Și ea ar putea, cred că e nu cumva e aia de pe bancă. Ia să-i numai secundă. Hai că am descifrat un misterul fetei dispărute. Se află aici, frate, Riley se află aici. Știi, nici nu loc chiar atât de mic. Adică bine, pare mic, dar nu e mic, știi, și trebuie să stai să cauți, să nu știu ce. E cam fucked up. Hey, Riley. Alex. Hey. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Do you think he could have ignored Gabe's call? I mean, do you think he's capable of that? I don't want to believe that. Oamenii te pot te pot surprinde. Sorry. I'm really not ready to talk about it. Are you sure? Sometimes talking about it can help you sort it all out. Are dreptate. I'm just not there yet. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him so much. He was like an older brother to me. I'm glad he had you. Thank you, Alex. Really. Mm. I gotta run. There's some stuff I need to do. Hai că să alergăm ca bui pe hartă. Încercăm să căutăm pe cineva sau pe ceva sau ceva. Ai, I don't want to push Riley, but I need to know more about Mac. How do I get her to open up, Mac?
how do I get her to open up? Yeah, with them. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell me. Oh, așa se face cu aia. Speak, yeah, with them. Do you want to talk about Mac? Yeah, I get it. Asta era, frate. It's just, if he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? Mm-hmm. La asta se gândește și ea, știi? De asta am făcut-o să... He asked me to leave Haven with him. What? Oh. Right after the wake. He wouldn't tell me why. Al dracu. But he just looked so guilty. I told him I had to think about it, but Alex, I'm scared he did something horrible. My God, ce șarlatan, ce șarpe de om. Thank you for telling me. You deserve the truth. Păi și nu putea să-i spună direct, adică de ce neba ți nu ți-a spus, adică era ceva important, frate. I gotta run. There's some stuff I need to do. Adică nu, de ce a spus treaba asta? Okay. Adică înțeleg că se ascundea ciudat, dar putea să zică, știi, bă, știi, nu știu, mi-a ritat totul să știi, we'll totuși era... Soon? Da. Yeah. Whenever you want. Mac trying to skip town is sketchy as shit. Da, asta zic, da. I could use that to stoke his fear. Oh my gosh, da, deci e crezi, băi, dacă, de exemplu, nu ar fi vinovat, el a vrut Mac să fugă cu tipa aia, cu Riley din oraș, pentru că erau iubiți, știi, și după mormântare, i-a spus, bă, vei să plecăm, gen, să plecăm din oraș și părea grăbit, știi? I should make sure there's nothing else I want to do before I confront Mac. Hai, bine, ce se întâmplă? Okay, let's do this. I got Riley to tell me about your plans to leave town. That's not something innocent people do. Correct, no? God, it's not... I didn't do anything. Oh my... Fuck off! Leave me alone! Oh my... Oh shit. Oh my God. Mamă, low quality webcam. Low quality de calitate am camerei, era pisat, era. God. Oh my God, e dubios cu aia, ești nebun? Fuck. I'll deal with Mac when I get to him. For now, I need to learn everything I can. Typhon's always watching. They run this whole town. Ah, de ce s-a ascunde? De ce s-a vede Mac totul? Feels like everyone's staring at him. Na, deci lui e frică că toată lumea se uită la el. Lol. Everyone thinks I killed him. They all hate me. By loser. Vede. It's not fair. I didn't do anything wrong. Săracu Mac, mi-e milă de el, adevărat. Adică într-un fel simt, adică nu știu ce să zic. It should have been you instead. Oh my God. Alex? Hai că nu te-ai comportat ceva până acum. Oh, s-a spunzurat careva. Cine e frerul care s-a spunzurat? What the hell? There are people out there. I told you to call it off. Ma, cu aia.
I saw the way they looked at me at the wake. They all think I let him die. Oh. E vinovat, am găsit vinovatul. Typhon's forcing you to deny the call. Da, cred că el e. What the fuck? Deci, cu aia Typhon, mamă, ce legătură, asta e conspir... Mamă, asta e conspirație, ești nebun? I know you tried to stop it. They fucked up, not you. Stop lying for them! You don't get it. This wasn't some accident. I told them you were down there, and they detonated anyway. On purpose? Why? Bob, what? I swear. And then I get a message telling me to deny there was ever a call. Oh my god, mama, se conspirație. You gotta believe me. Gabe and I, we didn't get along, but I didn't want him dead. Dar nu părat genul ăla de criminal, asta, asta am zis. Now Typhon's watching me. My girlfriend, she thinks I'm a murderer. My neighbors all hate me. I mean, what the fuck am I supposed to do? Oh my god. I think I can calm him down, but does he deserve it? Da, merită, frate. Bă, omul ăla genul nu-i om rău, adevărat. All right, Mac. Come on. You gotta calm down, okay? Dude, stay with me. Mama, săracu de... I know what it's like to be doubted. To have everyone think the worst of you. But the truth will come out. I'll make sure of it. Mine, el practic l-a manipulat. If Typhon comes after you, they're gonna have to get through me too, okay? Mamă, ce conspirație la nivel global. Deci, dar Typhon ăsta e gen, cred că e unul cu bani mulți, cred. Actually feel a little better. Yeah, well, you learn a thing or two hanging out with shrinks your whole life. So, what are you gonna do now? Don't leave Haven. I'm gonna get to the truth. My god, frate, deci... Cu aia era dita mai conspirație, ești nebun? Mamă, frate... Da, nu știu, Typhon e, cred că e unul cu bata, dar știi când a zis Typhon, m-am gândit la Tywin Lannister, dar nu știu de ce mi-a trecut, că seamănă oarecum Typhon. Typhoon. Hey. Yeah, it's... Can we talk? Where are you? Okay. Și că e cantat acum un capitol, cred. Noi. Așa. Sau nu, încă nu? N-am ajuns la adevăr. Știi, acum asta tot ce mă gândesc, dacă, de exemplu, îi spunea lui Gabe că Ethan vrea să se ducă în pădure, tot se ducea el. Deci asta era plotul, am înțeles. Dar știi, stau și mă gândesc că nu cred eu totuși că am murit, că totuși ne-am văzut cadavrul, frate, și că dacă, de exemplu, ne-am văzut cadavrul, e cam greu, e cam ciudat să gen să pui, nu știu, să zici că e mort 100%, știi? Trebuie să te gândești la treaba asta. Că am mai făcut chestii de genul ăsta, știi? Bă, vezi că am murit, după aia spune că n-am murit. Las că știu eu cum about se face treaba. Typhon, about Mac. Alex. Mac got the call. How do you know that? He got the call and he lied about it. Doesn't matter. It's
someone is putting pressure on him to keep quiet. Someone from the mine, and... It doesn't matter! I keep coming here and playing it back. But it always ends the same. Ryan. He's dead. He's really dead, Alex. Nu i-am văzut cadavrul, pare rău. Nu l-am băgat în mormânt. Mamă, dar ăsta are dragi pe aici, nebun. Îl vom lăsa aici, că am filmat totuși ceva din el. Am filmat o oră și 29 de minute, deci e ceva de content. Eu am să vă zic un călduros la revedere și ne auzim data viitoare cu GTA 5, cred. Nu știu, asta se scrie 2-ul, parcă nu mai mă atrage așa de mult. Nu știu, am să văd, poate că am să-l joc, să văd cum am cheful. Iar noi ne auzim data viitoare, băieți, să fiți cu minți, să fiți iubiți și să aveți o zi cât mai frumoasă. V-am pupat! Pa, pa!